Pensionarii sunt puși pe jar de propunerea ministrului finanțelor de a trece toate pensiile pe carduri bancare. Ministrul Eugen Teodorovici vrea ca statul să nu mai cheltuie 600 de milioane de lei pe an pentru expedierea pensiilor prin poșta română și spune că toate pensiile vor fi virate pe card de anul viitor. Pensionarii sunt revoltați de noua propunere și sunt deciși să iasă în stradă. Da, așa ieșim pe stradă. Și nu numai eu, mulți, sute. Nici vorba așa ceva. Că nu lăsăm. Nu numai eu. Da, păi sunt bătrâni, nici nu știe că cum să scoate banii, domnule. Să meargă să vadă celelalte cifrele. Nu, acasă se aduce. Era mai ușor când vine poștașul cu bani acasă, cât îl aveai. Păi e un păcat, totdeauna când vine pensia să te duci în Iej, la 15 kilometri. Au spus că vor face bancomate în centrele de comună. Cât ați avea de mers de aici până în centrul comunei? Păi cât? Avem 10 kilometri. Mai în sus sunt niște sate la 10 kilometri. Autobusele circulă de 2 ori, de 3 ori pe zi. Cu bancomatele cred că numai în orașe. Nici poștașii nu sunt încântați de această schimbare. Pensionarii pe care îi deservim și la care astăzi au intrat în casă factorii poștali erau foarte nemulțumiți și supărați cum se poate ca un ministru sau oricine ar fi într-o funcție prezidențială sau publică, să facă așa declarație și să ia în numele lor această decizie. Dacă acum ei vor fi foarte nemulțumiți pentru această decizie pe care vrea să o ia acest guvern, și noi vom fi alături de pensionarii care vor ieși în stradă să își revendice această nemulțumire. Lumea e foarte nemulțumită. Începând de ieri și până astăzi, pe câte persoane am deservit, toată lumea mă întreba cum e posibil să-i oblige cineva peste voința lor să își pună pensiile pe card. Deci oamenii sunt în vârstă. Gândiți-vă că sunt oameni în vârstă, vine iarna, intemperii, frig, ploaie, zăpadă, dânci să meargă. Eu mai bine stau liniștit acasă, își primesc drepturile frumos acasă. Să știți că oamenii, deci cu câți am vorbit, deci dacă se va lua o decizie peste voința dumnealor, oamenii s-au hotărât să iasă în stradă. Această măsură ar putea afecta 3 milioane de pensionari. Din cei 4,7 milioane registrați la Casa Națională de Pensii, 1,7 milioane au ales să-și încaseze de bunăvoie pensiile prin intermediul cardului.